vorbiți-ne despre aparatura pe care o aveți acum și pentru care am înțeles că vă instruiți. În cadrul proiectului finanțat prin programul operațional de infrastructură mare 2014-2020 există o componentă de livrare și furnizare de echipamente și utilaje specifice nevoilor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, au fost livrate astăzi echipamente pentru un autolaborator complet cu echipamente pentru detecție pierderi, format din toate echipamentele și accesoriile necesare desfășurării acestei activități. Există în cadrul acestei dotări echipamente de la localizarea conductelor de apă metalice, nemetalice, prelocalizarea defectelor, localizarea exactă a spărturilor prin mijloace tehnologice moderne și absolut toate accesoriile necesare pentru a desfășura în condiții bune această activitate. La APASERV astfel de echipamente au existat încă de mai multă vreme, cu siguranță fiind de o generație mai veche, deja erau degradate și fizic și moral, astfel că astăzi putem spune că beneficiem de echipamente de ultimă generație, de cea mai bună calitate. Ne bucurăm că APASERV are o astfel de dotare. Practic, nu cred că am fi putut fi capabili să achiziționăm din banii societății așa ceva. Proiectul este, nu știu acum, pe fiecare componentă în parte. Proiectul este pentru mai multe echipamente și totalizează aproximativ 1,5 milioane de euro. Aici sunt incluse aceste echipamente pe care le vedem astăzi. Autolaborator pentru calitatea apei, scule și echipamente specifice pentru alte tipuri de intervenții, bul de excavator, utilaj autospecial pentru intervenții la rețelele de canalizare. Cât de dese sunt spărturile pe care cu siguranță le aveți de remediat și acest... În cadrul acestei activități am dezvoltat o entitate care se va ocupa permanent de acest lucru. Deci putem spune că tot timpul vom avea de lucru pe această activitate. Deci nu există rețea fără spărturi, indiferent cât de bune am vrea să fim. Se întâmplă. Ne-ați vorbit despre pregătirile de iarnă, dar sunt foarte mulți oameni care reclamă faptul că le-au fost furate cutiile de la apometre. Ce ați constatat în teren? Din păcate, la verificările făcute în teren constatăm și deficiențe de genul acesta. Încercăm să mai remediem și noi problemele acolo unde putem, dar întreaga responsabilitate pentru protejarea și întreținerea aparatelor de măsură, vorbesc de apometre, este în sarcina beneficiarilor. Rugăm să ai grijă de ele, pentru că nu cred că le fură alții din alte cartiere, din alte blocuri, tot de acolo ar putea fi grija pentru aceste lucruri care dispar. Revenind la aceste utilaje, spuneți-vă rog, care ar fi cel mai important și la ce folosește? Eu cred că sunt indispensabile unele fără celelalte, pentru că dacă o parte din echipamente se folosesc pentru prelocalizarea spărturilor, altele se le folosim pentru localizarea exactă a acestora. Există echipamente pentru analiza rețelei. Chiar avem lângă noi un echipament care are peste 40 de logeri care se montează pe o rețea de alimentare, făcând astfel o analiză a întregului sistem, într-un cartier, să spunem. Aceste echipamente vor transmite informații despre modificările parametrilor de alimentare cu apă, astfel încât din timp să putem lua act despre eventualele probleme care există în rețea. Și practic scurtați timpul de remediere a avariilor. Scurtăm timpul de remediere a avariilor, dar aici rezolvăm o mare problemă. Există în rețele de alimentare cu apă pierderi vizibile și pierderi invizibile. Pierderile vizibile știm cu toții, iasă apa din pământ, intervenim, săpăm, facem. Pierderile invizibile, care sunt nu puține la număr, sunt acele pierderi care și datorită reliefului din Valea Jiului, apa se duce prin bolăvănișuri, prin pietrișuri, către
torenții și pâraiele și râul Jiu, astfel că ele nu se văd, se duc în pământ. Cu aceste echipamente putem să identificăm și acest gen de probleme.